Salutare dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip după cum vedeți și din titlu se împlinesc astăzi 6 ani de când nu am mai tuns. Probabil sunt printre cei mai pletoși youtuberi dar mie îmi convine. Acum o să discutăm practic ce am discutat și în videoclipul anterioare pentru cei care sunteți vechi știți că fac videoclipul de update legat de pleatea mea și de aniversarea pletei din 2021 încoace. Eu m-am ras în cap, ras, m-am luat cu număr peste tot în 2018. Și am început în fiecare an din 2021 să fac videoclipuri legate de pleata mea. Ei bine, pentru cei care sunteți noi, ca să vă lăsați porul lung, pur și simplu nu vă tundeți și gata. Sfatul meu pentru când vreți, când e cel mai bun moment să te faci pletos, după ce termin liceu, pentru că s-ar putea să ai vreun diriginte de la comunist sau niște profesori comuniști și te vor obliga să te tunzi sau o să o cheme pe mai ta la școală mai des, te vor asculta mai des, o să fie mai exigenți cu tine și așa mai departe, pentru că în continuare există astfel de gunoaie de oameni. La fel, probabil o să întâlnești în cercul tău de prieteni unii care o să facă mișto de tine că vrei să-ți lași părul lung, părerea mea. Taie ei din viața ta, n-ai ce discuta cu ei. Acum, dacă nu poți să scapi de tipologiile astea de oameni de profesori comuniști dești că la liceu încearcă să așteaptă să termin liceul e păcat într-adevăr să vrei să-ți lași părul lung dar să nu poți cum de au mai din ce am înțeles printre aceiași profesori care mă obligau să mă tund aveau alți copii alți elevi veneau noi generații copii care băieți care deja aveau părul lung în clasa noastră și obligau să se tundă pentru că atât ducea capul pe acești comuniști da, le doresc o moarte chinuitoare acum ca să nu mai fiu răutăcios să discutăm despre cum să vă lăsați părul lung în principal nu vă mai tundeți și dacă vreți sau mai degrabă vreți să vi-l țineți în coadă sunteți curioși cât de mult durează să-l puteți ține în coadă aproximativ un an de zile după un an de zile îl puteți prinde în coadă dacă nu vreți să vă lăsați pleată tip Iisus Hristos și vreți să, vi să vă tundeți în părți în stil Jeff Hardy de exemplu da dacă vă lăsați părul mare doar pe mijloc, în mai câteva luni așa -l puteți prinde în coadă. Acum, legat de îngrijire. În principal, îl spăl cu șampon la 2-3 zile și atât. Nu folosesc mască, nu folosesc balsam de păr, nu folosesc alte produse pe care le folosesc unii. Șampon, un prosop, perie de păr și atât. Nu piaptă în piaptă, nu i bun la părul atât de lung. De uscat, îl usuc în trei metode. Prima, normal cu fionul, cu totul, cum fac o majoritatea oamenilor. A doua metodă, stau un pic cu prosopul în cap sau mi-l usuc doar pe la rădăcină și îl las sud la vârfuri ca să-l am așa mai ondulat. Că mie îmi place cum l am mai ondulat. În principal părul meu e drept. Dar după baie se umflă, mi-l usuc așa în mare parte doar pe la rădăcină la nivelul capului și ce e mai jos așa, pe la vârfuri las vârfurile mai umede ca să am mai ondulat. Mie unul îmi place și mi-a fost lăudat părul de cum de am asemenea bucle. Și a treia variantă, preferata mea de mi-am uscat părul, înainte să plec pe afară, vara, când e cald, că eu n-am probleme cu căldura să mi se facă rău sau ceva, din fericire nu am rău de căldură sau mai știu eu ce, mă spăl, mă șterg un pic pe cap să nu plec cu dâră de apă după mine, că vă dați seama că se strânge multă apă în păr și eu ies cu părul de afară. Îmi iau eventual, nu știu, un ghiozdan sau depinde pe unde plec, la scârbi sau să mă văd cu careva. Iau la mine maxim o perie sau un elastic de păr eventual. Dar în principal nu-mi place să mi-l usuc așa de la soare. Îmi ia mult să-l usuc în principal cu fionul. Dar așa de la soare, cât fac eu până la muncă sau cât ies de la metrou mai știu eu ce, când e soarele la puternic afară, se usucă repede. Poate sunt cam puturos, decideți voi asta în comentarii. Niște avantaje în a avea părul lung, pe lângă dezavantajele de a vedea ce oameni idioti și încuiați la minte pot avea în jurul tău. Dar chiar, dacă ți s-a zis vreodată că ești încuiat la minte, încuiat în general, că nu ești open-minded, de parcă ai fi operat pe creier sau mai știu eu cum, uh, nu te lua după cei care te fac încuiat pentru că, să zicem, ești prea religios sau prea ateu. Sau nu-ți plac anumiți oameni ca experiențe nasoale sau mai știu eu ce, ai anumite gusturi, nu-ți plac anumite, nu știu, curente, mâncăruri, mai știu eu ce, genuri muzicale, nu ești cu ea la minte, ai gusturile tale. Dar în momentul în care vine careva și nu poate conștientiza, înțelege faptul că există bărbați cu părul lung, ei bine, omul acela este foarte încuiat la minte. De exemplu, cum mai vedeți și voi pe live-urile cu Ome TV, că dau de oameni, fete, băieți, tineri, bătrâni, care îmi zic, ești fată? Ai... De ce ai părul lung? De ce ți-ai lăsat părul lung? De ce nu te tunzi? Bă, tunde-te! Ăștia și mai tari. Care îmi vin în comentarii sau îi găsesc pe ome și îi zic, bă, dar tunde-te. Adică și imaginează Că eu am stat ani de zile să-mi las părul lung Și vine un prost așa aleatoriu Pe internet și îmi zice să mă tun Categoric Hai să-i zic și eu lu altul Bă aruncă-te de la balcon Nu știu cine ești dar aruncă-te de la balcon Stai la parter ia și tu având Sau nu știu su suie-te pe o scară sau într-un copac Adică e total ilogic Unii nu gândesc Deci da probabil vedeți că eu am un pic boală așa Pe cei care Detestă pletoșii sau sunt încuiați la minte Deci eu nu înțeleg pentru că sunt cântăresc Cu păr lung Uh, sportivi, fotbaliști, actori, oameni TV care au părul lung și inclusiv maneliști. Și unii tot nu înțeleg de deci unii oameni au părul lung, deci nu înțeleg. Nu era la Sandu Ciorbă și robă Fantastic nu avea porul părul lins pe spate, nu avea oia plete sau greșesc. Vă contraiceți voi în comentarii. Da, măcar partea bună este. După ce probabil o să realizezi cât de mulți idioți în jurul tău și îți recomand să-i tai din viața ta, mai ales dacă ești tânăr, dacă ai 16 ani, de exemplu, 17 ani, ești la liceu, stai liniștit, mare parte din prietenii tăi o să, o să dispară din viața ta mai devreme sau mai târziu. Așa se întâmplă, Sfaci faci tu mulți prieteni când ești tânăr, relație, tâcă, dar aceste prietenii și relații se vor, se vor spulbera repede, stai liniștit. În momentul în care o să ajungi spre 30 de ani, o să vezi că în cercul tot de prieteni au mai rămas probabil câțiva veri, hai maxim doi prieteni din copilărie, un fost coleg din facultate liceu și cam atât, în rest o să mai par aleatoriu oameni prin viața ta, dar nu pentru mult timp, deci da dacă o să dai de oameni în cercul tot de prieteni care fac mișto de tine că ai porul lung iau-te-l pe ăsta, s-a pisdificat, e fetiță, taie din viața ta nu mai vorbi cu ei, blochează-i nu mai ieși cu ei pe afară, colegi de clasă nu mai vorbi cu ei rupe legătura cu ei deși și mai greu cu colegii de clasă. În cazul meu n-am au probleme cu colegii, am au probleme cu profesorii, dar depinde de posibilități acum. De eventual asta e, dacă o duci atât de nasol să locuiești printre, să interacționezi numai cu oameni în cuiați la minte, ce să zic? Așteaptă să termin liceu, că măcar în facultate nu se mai ia nimeni de tine acolo, adică nu orice dobitoc ajunge la facultate. Nu-i așa? A, greșesc aici? Ok. Cam asta este treaba. Măcar pe plan social te va ajuta. Vei cunoaște și mai mulți rockeri, pletoși ca tine sau vei agăța mai ușor metaliste sau emoloice sau pur și simplu fete cărora le plac pletoșii, găsiți și sunt tipe faine astea care nu stă cu iate la minte cu, bă, dar de ce ai părul băiatul nu ca bine? mi ciudă pe tine. O să dați de tipe faine care, da, A astea sunt experiențele mele, acum ce să zic, depinde de gusturi da, uite, cel mai bun exemplu, poate apare acum în comentarii și puștul respectiv. M-a găsit toată un puș pe stradă, m-a salutat și mi-a zis că eu l-am influențat, l-am ajutat, l-am motivat să-și lase părul lung. Și mi-a arătat ulterior, mi-a arătat screenshot-uri, capturi de ecran cu ce conversație are cu emoloice și mi-a zis Bă frate, mulțumită ție, mi-a lăsat părul lung și acum vorbesc cu mine toate emoluaicele mă văd cu ele, nu știu ce Dar la care eu, eh, ai, am creat un monstru, ce să zic. Da, cam asta este treaba. Deci dacă vreți roacherițe și emuloice v-ar ajuta mult să aveți părul lung. Sper că v-a fost util acest episod. Scrieți în comentarii de cât timp v-ați lăsat părul lung, de cât timp sunteți pletoși voi ce din comentarii, cât de lungi vă sunt pletele, ce probleme ați avut cu profesorii, cât de mult v-a ajutat pleata, ați putut agăța, câte ați agățat, ce avantaje și dezavantaje ați avut și ce șampon folosiți. Hai, lăsați comentarii pentru algoritm. Noi ne vom auzi data viitoare. Glorie pletoșilor. Ceau les.